am realizat un machiaj de zi pe care îl puteți purta oricând cu ajutorul unor produse noi și anume un brand italienesc, profesional, Eva Garden. Și acum să vă povestesc puțin pe rând așa ce am folosit. Ca și bază de machiaj am folosit o cremă de la Solanie. Este hidratantă și are filtru UV. Am folosit acest fond de ten absolut minunat cu acid hialuronic. Este din gama Nude Light Foundation. Eu am folosit nuanța 284. Are SPF 20, însă este extraordinar. Hidratant. Hidratează pielea în profunzime și îmi place tare mult. Plus că se întinde foarte, foarte bine pe piele. Nu am folosit foarte multe produse pentru că nu-mi doresc un machiaj încărcat, îmi doresc un machiaj de zi. După aceea am folosit eyelinerul de la Eva Garden, un tuș carioca, pentru că pentru mine este mai simplu să folosesc un tuș carioca decât un ultim tip pensulă. Ce am folosit apoi? Am folosit un primer. Primerul acesta are periuța ca muscată. Știți de ce? Pentru că este extra mega folosit. Îl folosesc foarte mult pentru că, așa cum puteți vedea, dă foarte mare volum genelor. Într-adevăr, un rol important îl joacă și mascara. Avem aici extrem volum mascara, tot de la Eva Garden. Este pentru prima dată când îl folosesc, iar periuța lui este una absolut minunată care alungește și dă volum genelor. Apoi am folosit un creion nude pe care l-am amestecat cu... Creionul este acesta, 763, este nuanța. Este foarte cremos, foarte ușor de folosit, dar îmi place că se lucrează foarte ușor cu el. Și ca să nu fie o nuanță atât de nude, l-am amestecat cu rujul acesta absolut superb, metalic, metal red, tot de la Eva Garden. Este un ruj mat, dar are niște sclipiri așa de diamant. Cred că le puteți vedea. Per total, vi le recomand. Sunt extraordinar de bune produsele. Și am realizat un machiaj așa repede, cât a durat, cred că maxim un sfert de oră, nu știu, destul de repede oricum, pentru că produsele sunt foarte bune și nu ai nevoie de mult timp ca să le întinzi, să lucrezi cu ele. Asta înseamnă calitate, de fapt. Bun, atât am avut să vă zic, sper că v-a plăcut machiajul meu. Eu sunt gata de plecare, așa că ne revedem data viitoare. Vă pup!